Omnia Turism este firma care a lăsat cu ochii în soare zeci de botoșeneni. Societatea nu avea un sediu la Botoșani, dar încheiase parteneriate cu mai multe agenții de turism din municipiu, prin intermediul cărora își vindeau vacanțele. Firma cu sediul în București funcționa din anul 1991, iar până acum nu au existat probleme. În luna octombrie, patronul Omnia Turism s-a sinucis, moment în care a ieșit la iveală faptul că sunt goale și conturile tur operatorului. Botoșenii au aflat de la televizor de faptul că nu vor mai putea merge în vacanțe, că au pierdut banii plătiți în avans și au început să se prezinte la protecția consumatorului. A fost o persoană, o consumatoare, săptămâna trecută, s-a interesat de modul cum ar putea depune reclamații și astăzi a venit și a depus reclamația. Reclamația este însoțită de toate documentele necesare pentru cercetare. Trebuia să pleci într-o excursie undeva în vară, și datorită faptului că s-au evit probleme la firmă, nu știe exact cum ar putea să recupereze banii, pentru că acea excursie deja au trecut limita de timp. Despre ce sumă vorbim? Ce sumă a adusat doamna respectivă? Din discuții mi-aduc aminte undeva la vreo 600 de euro. Din păcate, Comisarii de la Protecția Consumatorului de la Botoșani nu pot demara un control și asta pentru că Agenția de Turism nu are sediu la Botoșani. Agenția are sediu social undeva în București, datorită faptului că nu este la noi în județ, noi nu putem cerceta și atunci o să redirecționăm reclamația dumneavoastră către colegii noștri de la București. 8500 de români și-au achiziționat vacanțe prin Omnia Turism pentru anul 2018, iar prejudiciul este de peste 8 milioane de euro.